care mi-e place foarte mult în această perioadă a anului, nu numai în această perioadă a anului, dar în timpurile acestea are un farmec deosebit, este să mă plimb pe străzile frumoase ale Bucureștiului. Încă mai sunt străzi frumoase. Am făcut și ieri acest exercițiu, m-am plimbat o oră, o oră și jumătate în zona binecunoscută a capitalelor, suficient cât să îmi fac eu un plin personal de emoție estetică și să fac câteva fotografii, mai mult sau mai puțin permise, pentru că e adevărat, fotografiez case, fotografiez frânturi de interior pe care le văd în aceste case și ieri, în jurul orei 11:30, pe una dintre aceste străzi, dintr-o vilă superbă, mi s-a ițit un tablou aproape dulceac, aș spune, dacă n-ar fi fost real. O fereastră mare, cu o veioză foarte frumoasă în ea, cu o stivă de cărți și cu o pisică. O să-l vedeți zilele viitoare și pe Instagram. Și în momentul acela mi-am dat seama că nu există niciun cadru mai bun pentru a pune pe această etajeră imaginară o carte așa cum este cel mai recent roman al lui Erich Emanuel Schmidt. Erich Emanuel Schmidt, un autor care de ceva vreme încoace se transformă pe el însuși în personajul central al cărților lui și nici măcar nu cred că face rău recurgând la această soluție, pentru că el însuși este un personaj atât de ofertant și atât de bogat și atât de voluptos de descoperit, încât mi se pare chiar un act de onestitate din partea lui. Avem așadar această carte, am numit-o o carte capriciu, pentru că este o fluturare de geniu literar, de mare, mare știință de a scrie. Erich Emanuel Schmidt este un maestru al vorbelor și știe cum să le aducă tot timpul în favoarea lui, chiar și atunci când ceea ce adună între copertele unei cărți, practic e un tablou sau este o frântură de realitate, așa cum se întâmplă și aici. Este o carte de adus liniștea înăuntrul nostru și în jurul nostru și prin această liniște, care știm foarte bine că este antiteza sunetului muzical, pentru a primi așadar muzica. Muzica este făcută din sunet și din tăcere. Această carte nu aduce tăcerea, ci aduce liniștea, cum spuneam. Este o modalitate foarte frumoasă de a pătrunde muzică, mai bine zis de a face preludiul muzicii, pentru că eu n-aș vedea în niciun caz această carte acompaniată de Chopin sau de alte de alți picuri pianistici, ci aș vedea-o citită în liniște, în liniște lăuntrică mai ales, și apoi, evident, mers și ascultat Chopin, ascultat Liszt, ascultat, de ce nu, Maria Callas, o găsim și pe ea, și de descoperit o muzică interioară, o muzică proprie. Este și o ocazie foarte bună pentru Erich Emanuel Schmidt de a-și face cunoscute niște opinii pe care le are despre muzică. Cunoscându-l, stând de vorbă cu el, ne dăm seama, cei care am avut acest privilegiu, că vorbim de un personaj extrem de instruit în foarte multe domenii, care în momentul când se apucă realmente să vorbească despre ceva, vorbește cu toată proprietatea termenilor și cu o opinie argumentată și mai mult decât atât, o opinie mângâiată întotdeauna de latura creativității, care, iată, la el este încă una foarte solidă. Am ales două fragmente, pentru că Sandra a vorbit de citit, două fragmente foarte scurte, care cred că susțin mult mai bine decât bietele mele vorbe ceea ce încearcă el să construiască la nivel de eufonie și de arhitectură muzicală în această carte. Vorbește despre muzică în următorul fel. Muzica mă atingea ușor, mă lingea, mă ciupea, mă frământa, mă plămădea, mă zguduia, mă ridica, mă dădea gata, mă brutaliza, mă extenua, sunetele joase mă scuturau de parcă aș fi călărit un clopot de biserică, cele înalte plouau peste mine cu picături înghețate, cu picături fierbinți, cu picături călduțe, grele ori minuscule, în rafale, în valuri, în firișoare, în timp ce sunetele medii, unctuoase, îmi acopereau bustul
ca un molton liniștitor în care m-aș fi chemuit. Din punctul meu de vedere, este una dintre cele mai frumoase descrieri a ceea ce muzica poate să facă, poate să implice, inclusiv la nivel fizic, pentru fiecare dintre noi. Cam așa se desfășoară, în general, toate tribulațiile lui Eric Emanuel Schmidt, personaj de ficțiune și personaj real în același timp, în această carte, tribulații evident strunite de această Miss Havisham, care este doamna Pilinska, evident o poloneză, cine știe mai bine despre Chopin decât polonezii, o poloneză care devine și ea o voce a unor opinii muzicale pe care unii dintre noi poate le-am considera extreme, le-am considera duse până la limita verosimilului, dacă n-ar avea, evident, această mantie atât de frumoasă a ficțiunii. Iată, de exemplu, ce crede și ce spune doamna Pilinska despre Liszt. Sandra vorbea despre Chopin ca fiind unul dintre primii compozitori care transformă pianul în vedetă. Eu m-aș opri la Liszt mai întâi, dacă ar fi să vorbesc despre compozitori în acești termeni. Și nu doar că Liszt transformă pianul într-o vedetă, Liszt devine el însuși prin intermediul pianului și nu numai, mai ales prin pian coroborat cu viața personală, o vedetă autentică, un adevărat dandy al mediilor artistice, el însuși. Iată ce spune doamna Pilinska, profesoara de pian a lui Eric, despre Liszt. Liszt lovește puternic, Chopin ascultă. La Chopin, pianul ascultă pianul, sonoritățile, acordurile, melodica, neprevăzutele, armoniile, rezonanțele acestuia. Chopin caută poezia pianului și îi se încredințează. Liszt caută în pian o trambulină prin care evadează, transcende instrumentul, îl face să explodeze, îl preschimbă în orchestră cu mulți instrumentiști, până acolo încât lasă impresia că intervin mai multe persoane. Pentru Liszt, pianul se afirmă suveran, însă nu mai este pian. Se transformă în covor zburător pentru a vizita universul, râurile, lacurile, furtunile, aurorele, văile pline de clopotnițe, jocurile de apă, grădinile, pădurile lui. Pe când, pentru Chopin, pianul este o lume autonomă, completă, fără ușă ori ferestre, un instrument sensibil, nobil, ascultător, care ajungea pentru a exprima totul despre suflet. E, cam în felul acesta scrie Eric Emanuel Schmidt această carte. Sunt puțin peste 100 de pagini, este, aș spune eu, lectura perfectă pentru această perioadă, cu pisică sau cu veioză sau fără niciuna dintre ele, dar revin la această idee cu foarte multă liniște interioară pentru a putea face loc și a lăsa să crească acolo înăuntrul nostru muzica noastră a fiecăruia dintre noi.